În Arad, din cauza scăderii drastice a temperaturilor, s-a dat drumul la căldură. Conform comunicatului transmis de CET Hidrocarburi Arad, furnizarea energiei termice în locuințele arădenilor este reluată la două săptămâni de la oprire din cauza temperaturilor scăzute anunțate pentru următoarele 10 zile. Potrivit prognozei meteo, dimineața valorile termice coboară până aproape de 0 grade Celsius, iar în cursul zilei vor fi de cel mult 15 grade. Caloriferele s-au încălzit din nou miercuri de la ora 18, a precizat producătorul și furnizorul de agent termic din Arad vremea s-a răcit semnificativ în toată țara, dar deocamdată doar în Arad s-a anunțat reluarea furnizării energiei termice.